o problemă de mentalitate, cum se întâmplă la toți, și la români, și la moldoveni, și la asta. Când ne merge bine și când suntem bine, mai ieșim și din cadrul nostru. Ne credem nu știu ce și facem câte o tâmpenie, cum a făcut-o și el la ultimul meci. Suvorov nu se află la prima eliminare de acest gen. S-a remarcat și în partida cu Andorra de luna februarie. Nu poți tu să te duci să faci dreptate cu arbitrul, împingi pe arbitru, chiar dacă el a marcat gol valabil. Și lucrurile astea o să le discut cu el. E păcat că era în formă. El acum o să primească o suspendare de vreo 3 meciuri. Chiar dacă este jucătorul momentului în fotbalul moldovenesc, Suvorov nu va evolua pentru Cracovia aproape o lună și nu va avea practică de joc înaintea ultimilor meciuri din preliminarele pentru Euro 2012 cu Olanda și San Marino.